Venim acum la varza albă. Am discutat despre varza roșie. Varza albă a determinat câțiva medici buni ai Europei, care făceau medicină alternativă, să fie numiți doctorul varză sau generalul varză, dacă era vorba de medic militar, pentru că recomandau tratamentele cu varză în orice afecțiune. Am vorbit de supele cremă de rădăcinoase albe. Dacă vrem să le facem încărcate de calorii pentru iarnă, punem o mână de linte roșie la leguminoasele albe când le fierbem. Dacă le vrem să facem, să creștem proprietatea lor de diureză, de eliminare a apei din organism și a depunerilor din rinichi și din vezică și de pe canalele urinare, la fiecare supă adăugăm și cel puțin un sfert de varză albă. O găsim peste tot. Este ieftină. Este plăcută și la gust. Am mai amintit. Se poate mânca și ca atare, așa cum este. O tăiem în două, o punem pe o farfurioară lângă cartoful copt și salata de ceapă coaptă și puțină varză crudă. Este un deliciu. Dacă avem probleme cu dantura, o răzuim pe răzătoarea mică. Dacă vrem, o tăiem mai mare. Ca să nu ne plictisim, o combinăm și cu alte ingrediente rădăcinoase de iarnă. Dacă vrem să o facem mai eficientă, încă se mai găsesc în magazinele de produse alimentare, este prazul. Am avut curajul să oferim o tartă cu praz sau cartofi cu praz la cuptor sau o combinație de supă cremă, varză, praz, cartof, țelină. Sunt niște combinații delicioase. Merită să le încercăm și să nu venim cu gusturi preconcepute. Deci eu mă aștept să semene gustul cu... Da. Noi păgubim atunci, că nu e gustul la care ne așteptăm. Dar să fim gata să descoperim gusturi noi. Avem un prieten de familie care vine la noi deseori și mâncăm împreună. Băiețelul lui, care are 9 ani, se uită peste masă și întreabă: este ceva nou? Dacă este nou, eu nu mănâncă, nu-mi place. Și atât de mult am încercat să-l convingem că deseori ce este nou este mai gustos și că merită tatonat, încercat. Și atunci, cu mama lui, am ajuns la compromisul să dăm lucrurilor noi o alură veche, ca băiatul să fie dispus să guste și să spună: da, e bun. Deci, pentru o sănătate de durată, digestivă, respiratorie, varza să nu lipsească din alimentație. E perioada durerilor articulare, la genunchi, la șolduri, la coloana cervicală, la coloana dorsolombo-sacrală, pe care o iei doare. Nu știu la Făgăraș cum este, dar la noi, la Sibiu, programările la fizioterapie se fac deja pentru aprilie-mai. Și întâlnesc persoane bolnave zilnic care spun: nici la fizioterapie nu mai am loc și nu mai pot de dureri. Și ce faceți până atunci? Păi ce să fac, aștept. Iubiții mei, nu-i nevoie. Până avem varză, până avem regimurile alimentare de dezintoxicare, până avem ceaiurile mineralizante și care cresc capacitatea de lucru a rinichilor și avem atât de multe ingrediente care ne pot ajuta și intern și extern, este un fel de masochism să ne chinuim, să ne complacem în durerile acestea fără să acționăm. Mereu spun, pentru durerile urgente pe coloana lombară, crizele de sciatică, de lombosciatică, câteva frunze de varză fierte în puțin lapte și pe urmă
până când se pasează, se fac foarte moi. Pe urmă puse în blender, scurs laptele, să, dacă mai este, să nu fie prea lichidă pasta care o obținem. Pasta aceea de varză fiartă în lapte, călduță, se pune pe o pânză ca o cataplasmă și se aplică călduță peste locul de coloană dureros. Se acoperă cu o folie colantă sau cu un prosop mai gros, cu un brâu peste, ne îmbrăcăm cu un pantalon de training călduros și lăsăm cataplasma să lucreze 12 ore. Doctorii spun, cel mai adesea după 12 ore și durerea a dispărut. Dacă e nevoie, se repetă. Asta pentru durerile acute. Dacă este vorba de dureri săcâietoare, dar de un proces de erodare vertebrală, de artroză, de tasări de vertebre, de discopatii, de hernii de disc, venim cu cataplasmele cu varză crudă. Tăiem nervurile, zdrobim frunza și după ce este zdrobită, o punem la, o întindem cu un întinzător ca să fie zdrobită bine, o punem la încălzit, fie la microunde, fie la cuptorul de la aragaz, fie pe calorifer, fie în apă fiartă. Când frunzele sunt călduțe, punem 4 frunze una peste alta. Deci, ca să fie mai eficient, corpul din varză își extrage ce are nevoie, mineralele și substanțele antiinflamatoare. Și punem 4 frunze ca să-și crească eficiența, suprapuse. Și pe urmă învelim corpul, varza rămâne peste noapte și o lăsăm să acționeze. Doctorul Jean Valnet spune atât de frumos că în câteva luni a avut și cazuri de calculi renali extrași prin piele. Deci au proprietatea de a extrage din corp tot ce este depunere. Dar nu numai atât. Mineralele, vitaminele și substanțele de terapie din varză pătrund în corp. Deci varza și argila, am mai amintit, au un curent dublu. Dă corpului ce au mai bun și spun corpului, dă-mi mie ce-i rău în tine, să te ușurez eu să-ți fie bine. Și dacă facem în felul acesta, avem tot avantajul de partea noastră. În coloana cervicală, foarte multe persoane vin și spun, amețesc, am fost în Germania, am fost în America, am făcut remeneuri, am făcut radiografii clinic sănătos, amețesc continuu. Un remediu care poate să ajute, fără să facă rău deloc, este aplicarea frunzelor de varză în partea de sus a coloanei dorsale și pe coloana cervicală. Și gimnastică, și un regim alimentar cu mai puțină sare, și dacă considerăm că avem un exces de proteine în alimentație, echilibrăm un pic, să mâncăm salate mai multe, să mâncăm și fructe, pâinea integrală și în felul acesta, ajutând corpul să-și elimine rezidurile, să se mineralizeze, să primească vitalitate, nici nu ne dăm seama când amețerile sărăresc, chiar dispar. Se întâmplă că dacă le aveam înainte de câteva ori pe zi, în 3-4 săptămâni, se repetă doar la 3-4 săptămâni crizele de amețeală și de multe ori n-a mai fost nevoie de programarea la fizioterapie pentru că bolnavul a înțeles că implicându-se poate să facă el însuși ceva. Mai avem remedii? Mai avem. Cu cămara am cam terminat. Venim cu sarea. Sarea este o parte din terapie, dar cu condiția... Da, eu aici am sare de Himalaya, care este luată din mină, mărunțită și pusă în vânzare. Noi avem în România avantajul unor saline binecuvântate de Dumnezeu cu o sare naturală și sănătoasă. Aruncăm de pe masă sarea iodată și sarea fină
și luăm sarea de salină, sarea de sac. Cu cât este mai urât bulgărul de sare, cu atât este mai natural. Îl zdrobim, chiar sarea de sac, o punem, dacă o vrem, fină, la râșnița de cafea. Și avem sarea de care avem nevoie. Și aceea să o folosim în cantitate moderată. Avem mierea de albine, veche de când e lumea. O poveste frumoasă și dulce ca și aromele ei. Locuim într-o țară care are o miere de o savoare deosebită. Am gustat miere de pe diferite meridiane ale pământului. Toți se lăudau, prietenii noștri, e cea mai bună miere de la noi, sincer, miere gustoasă ca poliflora de pădure de pe țara Făgărașului, eu n-am întâlnit. Deci, încurajăm apicultorii care ne sunt prieteni să continue să ne îndulcească cu munca și cu mierea lor, pentru că au cordon bleu, cum spun francezii. Cum folosim mierea în bucătărie? Să nu ne lăsăm fără ea. Să ne obișnuim să nu mai punem zahărul pe masă când e vorba de îndulcit băuturile, ci în băutura încălzită la sub 40 de grade, dacă chiar avem nevoie de ceva dulce, să punem mierea de albine. Avem de câștigat. Ca prim ajutor o folosim la arsuri, la boli de piele. Dacă am mai amintit, la arsurile ușoare în gospodărie, gradul 1, gradul 2 de arsură, pelicula de miere dezinfectează, anesteziază, reface. Repetăm pelicula de câteva ori, vom vedea că pielea regenerează sub stratul de miere. Pentru afecțiunile gâtului, afecțiunile respiratorii, la inhalații în combinate cu uleiurile de plante sau la băut cu infuziile de plante, este minunată. Este, împreună am fost cu dumneavoastră, eficientă în masajul cu miere pentru durerile reumatismale. Acoperim locul dureros cu un strat subțire de miere lichidă și cu palma facem tapotament, sus, jos, sus, jos. Începem tapotamentul cu amândouă mâinile. Și după aceea, după 5 minute, rămânem doar la o palmă. Și vă spun de ce. Făcând mereu tapotamentul cu palma, așa, pe miere, mierea intră în corp. Și în momentul când eu ridic podul palmei, pielea se lipește de podul palmei și se ridică în sus. Dislocă toxinele subcutanate și pe măsură ce lucrez cu palma continuu pe toată suprafața afectată, fie că e coloană lombară sau pe zona mușchilor trapez, pe umeri, se dislocă toxinele, ies la suprafața pielii și dacă palma de la început cu mierea pe ea, cum am întins mierea pe corp, și am făcut doar câteva tapotări, o am de culoarea mierii, palma dreaptă cu care am lucrat 15 minute, dau un exemplu, și cu care mereu am tapotat zona afectată, are o culoare gri închis spre cenușii urât. Toxinele din miere au ieșit la suprafață, au schimbat culoarea mierii și mi s-au pus mie pe mână. Aceasta este cea mai elocventă dovadă de ce poate sta într-o zonă afectată de durere reumatică. Am avut odată un curs de sănătate la campus și am rugat un domn, cine vrea să fie cobaiul nostru, experiment în tapotamentul cu miere. Acel domn mi-a spus pe urmă, nu este cel de care îl știți dumneavoastră, un altul într-o altă tabără, mi-a spus că de obicei, de toamna până primăvara, minim două tratamente inflamatoare de câte 2-3 săptămâni cu injecții făcea pentru dureri de spate. Consecință a acelui masaj cu miere de o jumătate de oră,
toată iarna n-a avut nimic până primăvara. N-a mai repetat antiinflamatoarele. Deci, cred că undeva pe site-ul nostru găsiți și masajul cu miere, căutați materialul, uitați-vă, experimentați acasă. Este bun și pentru doamnele care vor să aibă un ten frumos, elimină, curăță toxinele, mai ales tenul cu tentă acneică, pentru revitalizarea gâtului, pentru zonele afectate de celulită, tapotamentul cu miere este un remediu. Și să nu uităm de inhalațiile pentru căile respiratorii. Mierea este eficientă. Nu numai atâta. Este eficientă și ca mineralizant. Avem nevoie de energie pe durată lungă. Nu lăsăm iarna să treacă fără cel puțin o linguriță cu miere într-un pahar cu apă băut. Avem aici granulele de propolis. Propolis găsim acum în toate magazinele naturiste, în farmacii și mă bucur că apiterapia primește un loc pe un podium tot mai înalt în România. Să dea Dumnezeu să crească mereu și să ne fie eficientă. Ce facem cu granulele de propolis? Am mai amintit. Întăresc gingiile, opresc resorpția gingivală, vindecă aftele, vindecă parodontoza. Cum? Luăm granule de propolis de mărimea boabelor de grâu și le sugem, le păstrăm în gură, dacă se poate, sub limbă sau lateral pe gingie, până când se dizolvă, dispar sau se resorb din ele toate proprietățile lor terapeutice. Același lucru îl facem cu granule de argilă. Argila mai mare, bobițe de mărimea bobului de porumb. Mai avem tinctura de propolis, picăturile, la care apelăm ori de câte ori avem. Bacteriile digestive sunt distruse de tratamentul cu tinctură de propolis. Putem și să sugem propolisul. Afecțiunile intestinale rebele, colitele de putrefacție în terapia lor, propolisul este un adjuvant de bază. Și regimul alimentar, bineînțeles, asociat cu ceaiurile. Nu uităm de polen. Polenul face parte din gama apiterapiei și dacă vrem toți să avem o iarnă frumoasă, ușoară, care să ne bucure în relații sociale, în mulțumire sufletească, zilnic să folosim minim o lingură de polen. Am mai amintit, pentru domnii care au afecțiuni benigne sau maligne de prostată, o lingură de polen pe zi și două linguri de rădăcină de ursică pulverizată eșalonat în trei etape, polenul poate să fie luat la o singură masă, la cea de dimineață, dar totdeauna dizolvat în suc de fructe, doar pulverea de ursică împărțită peste zi în trei eșaloane, vindecă în câteva săptămâni prostata, dând rezultate minunate. Mai avem spirulina, tabletele de spirulina. Căutăm. Nu facem reclame comerciale, căutăm spirulina care este obținută tableta prin centrifugarea algei vii. Deci spirulina este o algă, o iarbă din mare. Și când este centrifugată alga crudă, se obține o spirulină de culoare verde închis, viu. Spre deosebire de alte spiruline, care sunt un verde uscat, maroniu, așa. Deci căutăm o spirulină vie, obținută prin centrifugare. Ce face spirulina? Mineralizează. Discutăm pe urmă, da? Imediat, discutăm după aceea. Ce face spirulina? Aduce aportul de minerale din mare. Noi am fost alcătuiți. Dumnezeu s-a uitat la toate lucrurile și a văzut că toate erau bune foarte. Deci noi am fost bine concepuți, bine alcătuiți în timp.
s-a denaturat totul, inclusiv pământul. Domnul farmacist Ovidiu Bojor spunea atât de frumos, pământul nu mai are mineralele de acum 20 de ani. Și e vorba că trăim într-o țară cât de cât protejată. Venim cu tot felul de nutriente și pentru pământ, dar totuși deficitul este mare. Și se pare că resursele de minerale marine sunt o soluție pentru imunitatea noastră a tuturor, care este în scădere vertiginoasă. Și atunci folosim pulberile de alge, japonezii le folosesc atât de frumos în salate, găsim la magazinele naturiste pulberi de alge, găsim spirulină tablete, spirulină pudră, găsim clorela, folosim algele ca să ne mineralizăm.